Iubitorii de turism rural vor putea mânca în satele românești de la anul bucate tradiționale gătite ca la mama acasă, după înființarea punctelor gastronomice locale familiale. Proiectul inițiat de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor își propune să ajute la dezvoltarea comunităților și a turismului local. Gospodăriile care vor aplica un astfel de comerț trebuie să fie obligatoriu identificate, înregistrate sanitar-veterinar și se vor afla în evidență pe toată perioada funcționărilor și vor fi obligatoriu controlate dacă respectă condițiile sanitar-veterinare și siguranța alimentelor. Aici nu este vorba de alimente procesate, ci doar de mâncare gătită, tot ceea ce se gătește într-o zi și se mănâncă în aceeași zi. Exact ca la mama acasă. Cel care prepară mâncarea trebuie să îndeplinească un minim standard și trebuie să spună ce alimente a folosit, fie că sunt din o gradă proprie sau cumpărate de la măcelărie. Proprietarul de pensiune nu are obligația să asigure din sursa proprie alimentele, însă bucatele trebuie să vină dintr-o sursă înregistrată sau autorizată sanitar-veterinar.